Bună ziua, dragii mei! Astăzi discutăm despre metode aritmetice de rezolvare a problemelor. Iată principalele metode aritmetice de rezolvare a problemelor. E vorba de metoda reducerii la unitate, metoda comparației, metoda figurativă, metoda mersului invers și metoda falsei ipoteze. Să facem cunoștință cu Andrei. Bună, Andrei! Și cu fratele lui Mihai. Cei doi frați vor să joace o partidă de tenis, dar pentru aceasta au nevoie de echipament. Andrei a găsit o ofertă pentru mingile de tenis. Iată ce ofertă a găsit Andrei. Dacă cumpără două mingi model A și trei mingi model B, îl va costa 28 de lei și 50 de bani. Dacă cumpără șapte mingi model A și șase mingi model B, îl va costa 75 de lei. Se pune întrebarea, dacă cumpără trei mingi model A și șase mingi model B, poate să-l coste 59 de lei? Știind că mingile de același model au un preț fix, indiferent de set, să justificăm răspunsul. Deci, din tabel știm că 2 mingi model A și 3 mingi model B costă 28 de lei și 50 de bani, dar noi trebuie să găsim 3 mingi model A și 6 mingi model B. Asta înseamnă că prima relație, ca să ne dea de la 3 mingi model B la 6 mingi model B, s-o mulțim cu 2. Asta înseamnă că 2 mingi model A ori 2 ne dă 4 mingi model A, 3 mingi model B ori 2 sunt 6 mingi model B și 28 de lei și 50 de bani ori 2, obținem 57 de lei. Întrebarea era dacă 3 mingi model A și 6 mingi model B poate să coste 59 de lei. Mingile model B sunt în același număr, 6 bucăți, dar ce observăm? Că de la 4 mingi model A ajungem la 3 mingi model A, deci mai puține mingi. În mod normal, ar trebui ca și prețul de la 57 de lei să se micșoreze. Ori 59 de lei este mai mare decât 57 de lei, în condițiile în care 4 mingi model A e mai mult decât 3 mingi model A. Deci înseamnă că nu are cum Andrei să dea pe acest set 59 de lei. Se pune întrebarea cât costă 3 mingi model A. Vom folosi metoda comparației. Deci știm că 2 mingi model A și 3 mingi model B costă 28 de lei și 50 de bani. Pe noi ne interesează 3 mingi model A. Facem exact același lucru ca în cerința anterioară, și anume, primul rând îl înmulțim cu 2 și obținem 2 ori 2 ne dă 4 mingi model A, 3 ori 2 6 mingi model B, 28 de lei și 50 de bani ori 2 ne dă 57 de lei, iar al doilea rând îl copiem și acum vom scădea cele două rânduri. Deci, 7 mingi model A minus 4 mingi model A, obținem 7 minus 4, 3 mingi model A. 6 mingi model B minus 6 mingi model B se reduc, ne dau 0, iar 75 de lei minus 57 de lei, obținem 18 lei.
Deci înseamnă că 3 mingi model A costă 18 lei. Se pune întrebarea, dacă Andrei vrea să cumpere 5 mingi model A, câți bani îl vor costa? Deci folosim metoda reducerii la unitate. Știm că 3 mingi model A costă 18 lei. Atunci o minge model A va costa 18 lei împărțit la 3, adică este egal cu 6 lei. Și acum ne întrebăm, dar 5 mingi model A cât o să coste? Păi dacă o minge costă 6 lei, atunci 5 mingi va costa 5 ori 6, egal cu 30 de lei. Deci de 5 ori mai mult. Cei doi băieți vor să cumpere două rachete de tenis, o plasă pentru terenul de tenis și cele 5 mingi model A. De ce sumă de bani au nevoie cei doi băieți? Dacă rachetele costă 3 pătrimi din toată suma, plasa costă 2 treimi din rest, iar mingile restul de 30 de lei. Cât costă cele două rachete? Soluția o vom da folosind metoda mersului invers combinată cu metoda figurativă. Deci știm că toată suma o reprezentăm printr-un segment mai mare. De asemenea, știm că cele două rachete costă 3 pătrimi din toată suma. Asta înseamnă că segmentul mare trebuie să-l împărțim în 4 părți egale și să luăm din acesta 3 părți. Deci 3 segmente egale, acestea reprezintă cele două rachete de tenis. Restul va fi această o pătrime de ceea ce a rămas. Plasa de tenis costă 2 treimi din rest. Înseamnă că acest segmentel rămas îl împărțim în 3 părți egale și luăm 2 segmente din el. Deci aceasta este plasa pentru terenul de tenis. Și ceea ce ne rămâne este încă un segment mic care reprezintă mingile de tenis, adică cei 30 de lei. Știm că aceste segmente sunt egale între ele, înseamnă că fiecare segment în parte va reprezenta 30 de lei. Tot segmentul înseamnă că va fi 3 ori 30, adică egal cu 90 de lei. Sumă care reprezintă costul plasei și mingilor de tenis. Deci, primul rând, această o pătrime din întreaga sumă reprezintă de fapt acești 90 de lei, dar segmentul mare este format din 4 segmente mici, deci toată suma va fi 4 ori 90, deci este egal cu 360 de lei întreaga sumă. Bun. Ce știm? Că rachetele de tenis reprezintă 3 pătrimi din acest 360 de lei. Iar unul din segmente știm că este 90 de lei. Deci rachetele practic sunt 3 ori 90 egal cu 270 de lei. Cele două rachete. Am aflat că cele două rachete costă 270 de lei. Cât costă racheta lui Andrei dacă este cu 20 de lei mai scumpă decât racheta lui Mihai? Să vedem cum rezolvăm. Această cerință o vom rezolva folosind metoda grafică sau metoda figurativă. Deci, reprezentăm printr-un segment suma pe care o achită Mihai pentru racheta lui. Racheta lui Andrei este mai scumpă cu cât? Cu 20 de lei față de racheta lui Mihai.
Știm că cele două rachete la un loc costă 270 de lei. Ca să vedem cât costă aceste două segmente, care sunt egale, sunt congruente, reprezintă aceeași sumă, procedăm în felul următor. 270 minus 20 ne dă 250, care reprezintă cele două segmente egale, da? De lungime egale. Atunci, 250 împărțit la 2, ca să vedem cât este un segment, obținem 125 de lei un segment, ceea ce înseamnă că este vorba de suma pe care o are Mihai. Și ca să aflăm suma lui Andrei, sau din costul total a celor două rachete, 270, scădem 125 cât costă racheta lui Mihai, sau dacă nu, 125 plus cei 20 de lei, cu cât este mai scumpă racheta lui Andrei, ne dă 145 de lei. Este vorba de racheta lui Andrei. Dacă Andrei și Mihai au acei 360 de lei, în bancnote de 50 de lei și de 10 lei, în total au 16 bancnote. Câte bancnote de 50 de lei au și câte bancnote de 10 lei au cei doi băieți? Pentru aceasta vom folosi metoda false ipoteze. Deci presupunem, de exemplu, că toate bancnotele sunt de 10 lei. Câte bancnote au în total? 16 bancnote. Ori 10 lei, cât este o bancnotă, deci 16 ori 10 egal 160 de lei. Deci dacă ar avea 16 bancnote de câte 10 lei, în total cei doi băieți ar avea 160 de lei. Dar în realitate ei au 360 de lei. Care este diferența între cele două sume? 360 minus 160 egal cu 200 de lei. Deci, de fapt, băieții au cu 200 de lei mai mult. De unde vine această diferență? De la faptul că ei nu au numai bancnote de 10 lei, ci au și bancnote de 50 de lei. Care este diferența între o bancnotă de 50 de lei și o bancnotă de 10 lei? Deci 50 minus 10 înseamnă 40 de lei. Deci dacă eu în loc de o bancnotă de 10 lei am una de 50 de lei, înseamnă că am cu 40 de lei mai mult. Deci băieții au de fapt 200 de lei împărțit la acești 40 de lei egal cu 5. Asta ce reprezintă numărul de bancnote de 50 de lei. Și acum câte bancnote o să aibă de 10 lei? Păi 16 bancnote, cât erau în total, minus cele 5 bancnote de 50 de lei, înseamnă 11 bancnote de 10 lei. Deci băieții au 5 bancnote de 50 de lei și 11 bancnote de 10 lei. Hai să facem și o verificare. Deci 5 ori 50... suma care o reprezintă bancnotele de 50 de lei, plus 11 ori 10, suma în bancnote de 10 lei, egal cu 250 plus 110, egal cu 360 de lei. Vă mulțumim pentru ajutor și vă dorim succes în continuare. Vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă!